În orânduirea socială pe care o studiem, relațiile dintre oameni în procesul de producție social sunt pur atomistice. Ca urmare, relațiile dintre oameni capătă un caracter obiectual, independent de controlul lor și de activitatea individuală conștientă, ceea ce se manifestă în primul rând în faptul că produsele muncilor iau în general forma de mărfuri. Enigma fetișismului banilor nu este, așadar, decât enigma fetișismului mărfurilor, devenit vizibil și strălucitor. Capitolul 3 Banii sau circulația mărfurilor 1. Măsură a valorilor Pentru a simplifica lucrurile, presupun pretutinde în această lucrare că marfă bani este aurul. Prima funcție a aurului constă în a oferi lumii, mărfurilor, materialul pentru a exprima valoarea, adică pentru a exprima valorile mărfurilor ca mărimi omonime, aceleași din punct de vedere calitativ și comparabile din punct de vedere cantitativ. Așadar, el funcționează ca măsură generală a valorilor și numai prin această funcție a sa, aurul, marfa echivalent specifică, devine bani. Mărfurile nu devin comensurabile datorită banilor. Din potrivă, pentru că toate mărfurile, ca valori, sunt muncă omenească materializată și ca atare sunt comensurabile, ele toate pot să-și măsoare valorile cu aceeași marfă specifică, transformând-o astfel în măsură comună a valorilor lor, adică în bani. Banii, ca măsură a valorii, sunt o formă de manifestare necesară a măsurii valorii imanente mărfurilor, adică a timpului de muncă. Expresia valorică a unei mărfi în aur, x marfă a egal y marfă bani, este forma bani a mărfii sau prețul ei. O singură ecuație, ca de pildă o tonă de fier egal Două uncii de aur este suficientă acum pentru a exprima valoarea fierului într-o formă socialmente valabilă. Această ecuație nu mai trebuie să figureze ca o verigă în seria de ecuații valorice ale celorlalte mărfuri, deoarece marfa echivalent, adică aurul, posede deja caracterul de bani. Așadar, forma relativă generală a valorii mărfurilor are acum din nou. Înfățișarea inițială a formei relative simple sau singulare a valorilor. Pe de altă parte, expresia relativă dezvoltată a valorii, adică seria infinită de expresii relative ale valorii, devine forma relativă specifică a valorii mărfii bani. Dar această serie este dată acum socialmente în prețurile mărfurilor. Citiți de la dreapta la stânga orice listă de prețuri. Și veți găsi mărimea valorii banilor exprimată în toate mărfurile posibile. Din potrivă, banii nu au preț. Pentru a putea participa la această formă relativă unitară a valorii celorlalte mărfuri, banii trebuie raportați la ei înșiși ca la propriul lor echivalent. Prețul sau forma bani a mărfurilor este, ca și forma valoare în general, o formă distinctă de forma lor corporală, reală, palpabilă. Adică nu este decât o formă ideală sau imaginară. Valoarea fierului, a pânzei, a greului, etc., există cu toate că e invizibilă, chiar și în aceste lucruri. Ea se exprimă în egalitatea lor cu aurul, în raportarea la aur, într-o raportare care există, ca să zicem așa, numai în capetele lor. De aceea, posesorul de marfă trebuie să împrumute mărfurilor limba sa sau să le pună etichete pentru a comunica lumii exterioare prețurile lor. Întrucât exprimarea valorilor mărfurilor în aur are un caracter ideal, pentru această operație nu se poate folosi decât un aur imaginar sau ideal. Orice posesor de marfă știe că este departe de a-și de transforma mărfurile în aur, dacă dă valorilor forma de preț sau forma imaginară a aurului și că n-are nevoie nici măcar de un dram de aur real pentru a exprima în aur valori, marfă de milioane. Așadar, banii îndeplinesc funcția de măsură a valorii numai ca bani imaginari sau ideali. Acest fapt a prilejuit cele mai năstrușnice teorii. Cu toate că funcția de măsură a valorii o îndeplinesc numai banii imaginari, prețul depinde în întregime de materialul bănesc real. Valoarea, adică cantitatea de muncă omenească pe care o conține, de pildă, o tonă de fier, este exprimată printr-o cantitate imaginară de marfă bani, care conține o cantitate de muncă egală. În funcție de metalul care servește ca măsură a valorii, aur, argint sau cupru, Valoarea unei tone de fier se exprimă în prețuri cu totul diferite, adică în cantități de aur, argint sau cupru cu totul diferite. Așadar, dacă două mărfuri diferite, de pildă aurul și argintul, servesc în același timp ca măsură a valorii, prețurile tuturor mărfurilor se exprimă în două feluri diferite: prețuri în aur și prețuri în argint. Care coexistă atâta timp cât raportul dintre valoarea aurului și cea a argintului rămâne neschimbat, de pildă 1 la 15. Orice modificare a acestui raport valoric perturbează însă raportul dintre prețurile în aur și prețurile în argint al mărfurilor și demonstrează astfel practic că o dublare a măsurii valorii este în contradicție cu funcția ei. Mărfurile cu prețuri determinate se prezintă toate în forma A mic marfă A mare egal X aur B mic marfă B mare egal Z aur C mic marfă C mare egal Y aur etc. în care A mic, B mic și C mic reprezintă mase determinate de feluri de mărfuri a mare, B mare și C mare, iar X, Z și Y mase determinate de aur. Valorile mărfurilor sunt deci transformate în cantități imaginare de aur de diferite mărimi. Adică, în pofida diversității corpurilor marfă, sunt transformate în mărimi omonime, în mărimi aur. Ele se compară între ele și se măsoară unele cu altele ca diferite cantități de aur. Și de aici provine necesitatea tehnică de a le raporta la o cantitate de aur fixată ca unitate de măsură a lor. Această unitate de măsură se transformă în etalon prin subdiviziune în părți alicote. Încă înainte de a deveni bani, aurul, argintul, arama posedă asemenea etaloane în măsurile lor de greutate, de pildă poundul servește ca unitate de măsură fiind pe de o parte subdivizată în uncii, etc., iar pe de altă parte multiplicată în quintale, etc. Din această cauză, în cadrul circulației banilor de metal, denumirile existente ale etalonului greutății reprezintă și primele denumiri ale etalonului banilor sau ale etalonului prețurilor, ca măsură a valorilor și ca etalon al prețurilor. Banii îndeplinesc două funcții cu totul diferite. Ei sunt măsură a valorilor ca într-un întruchipare socială a muncii omenești iar etalon al prețurilor ca o anumită greutate stabilită de metal. Ca măsură a valorii ei servesc pentru a transforma valorile mărfurilor atât de diferite în prețuri în cantități de aur imaginare ca etalon al prețurilor ei Măsoară aceste cantități de aur. Măsura valorilor măsoară mărfurile ca valori. Etalonul prețurilor, din potrivă, măsoară cantitățile de aur cu ajutorul unei cantități de aur și nu valoarea unei cantități de aur prin greutatea alteia. Pentru etalonul prețurilor este nevoie ca o greutate de aur determinată să fie fixată ca unitate de măsură. Aici, ca și în toate celelalte determinări de măsură ale unor mărimi omonime, stabilitatea raporturilor de măsură este hotărătoare. Așadar, etalonul prețurilor își îndeplinește funcția cu atât mai bine cu cât aceeași cantitate de aur este folosită invariabil ca unitate de măsură. Aurul poate servi ca măsură a valorilor numai pentru că el însuși este un produs al muncii. Prin urmare, o valoare potențial variabilă. Este evident, în primul rând, că o schimbare a valorii aurului nu afectează niciun fel funcția lui de etalon al prețurilor. Oricum ar varia valoarea aurului, cantități diferite de aur rămân întotdeauna în același raport valoric unele față de altele. Dacă valoarea aurului ar scădea cu 1000%, 12 uncii de aur ar continua să posede de 12 ori mai multă valoare decât o singură uncie de aur. Iar la stabilirea prețurilor nu este vorba decât de raportul dintre diferite cantități de aur. Întrucât, pe de altă parte, greutatea unei uncii de aur rămâne invariabilă atunci când valoarea ei scade sau crește, greutatea părților ei alicote este de asemenea invariabilă. Prin urmare, aurul ca etalon fix al prețurilor îndeplinește întotdeauna aceeași funcție, indiferent cum ar varia valoarea lui. Schimbarea valorii